A patra ediție a raliului Rotary a avut loc duminica trecută în județul Cluj la Gherla. Evenimentul dedicat atât piloților licențiați cât și amatorilor a adunat la start 19 concurenți din județele Mureș și Cluj. Târgu Mureșeanul Claudiu Rusu a câștigat locul 1 în clasamentul final. Banii strânși din vânzarea biletelor și taxele de participare a piloților au fost folosiți în scop caritabil. Duminica trecută a avut loc a patra ediție a raliului Rotary, ce s-a desfășurat în acest an la Gherla, în județul Cluj. Evenimentul este dedicat atât piloților licențiați, cât și amatori. Cei 19 piloți înscriși în competiție au concurat în 6 clase, întrecându-se în 2 manșe. Târgu Mureșeanul Claudiu Rusu s-a aliniat la start cu un Clio RS de grupa N cu 200 de cai putere. Acesta a reușit în prima manșă de concurs un loc 3 la categoria piloți licențiați. În a doua manșă a obținut cel mai bun timp din concurs, câștigând astfel locul 1 în clasamentul general final. Claudiu Rusu a câștigat pentru a doua oară această competiție și este de părere că astfel de întreceri auto legal organizate disciplinează și promovează comportamentul responsabil la volan, cu atât mai mult cu cât la unele din acestea pot participa și piloți amatori sau debutanți. Din taxele de participare a piloților și biletele spectatorilor, organizatorii au oferit 2 burse de excelență pentru 2 liceni eminenți din localitate și vouchere de sprijin pentru pensionarii care au dificultăți în a procura medicamentele.